acest spațiu european al datelor medicale, pe lângă faptul că permite cetățeanului din Uniunea Europeană să aibă acces mai facil la datele sale medicale, să le partajeze cu specialiștii din străinătate, acest spațiu european permite ca aceste date să fie utilizate în cercetare, să fie utilizate pentru a se fundamenta politici publice. Să ne imaginăm că mergem într-o vacanță de schi în Italia, să spunem, și suferim un accident. Ajungem la medicul din Italia, îi dăm acest acces la dosarul nostru medical digital. În limba lui, el are datele și întreg istoricul medical al meu și poate să vadă dacă pentru intervenția pe care mi-o face sunt alergică la un medicament sau există alte impedimente în calea desfășurării cu succes a intervenției.